au trecut mai bine de 4 decenii de la cel mai mare cutremur trăit de român, cel din 1977, care a avut efecte devastatoare. Doamne ferește de un cutremur similar, căci pierderile ar fi enorme. Sunt multe clădiri în municipiul Constanța cu risc, imobile care au fost construite în anii 1920, majoritatea locuite. Cele mai multe sunt în zona peninsulară, dar sunt și pe strada Traian, cât și în centrul Constanței. În municipiu sunt 146 de imobile cu risc seismic. Puțin dintre acestea au bulina de avertizare.